Salutare, dragilor! Astăzi o să mergem în parcul Bazilescu pentru că ne vom întâlni cu prietenii noștri ponei. Este un program derulat de primăria sectorului 1 în mai multe locații din București. Aici aveți orarul și locurile. Și am ajuns la ponei. Acolo în spate sunt staulele. Avem și o trăsură cu care cei mici se pot plimba. Ia să vedem. Uite, ponei, ce frumoși sunt. Mamei e grijă, da? Că te poate lovi sau te poate mușca. Oh, ce drăguți sunt și cu minți. Fici acolo spre el. Și e umed, da? E bun, căluțule. Vă țineți bine? Dă-te mai bine, hai! Dă-te mai bine, hai! Pa, fetelor! Distracție plăcută! Copiii pot și călări, vor primi un echipament și pot călări acest super căluț. O să încerce și Sofi puțin mai târziu, când se întoarce din plimbarea cu trăsura. Vine și Sofi cu trăsurica. Ia să vedem, întrebăm cum a fost. Cum a fost, mami? Super! Ce? Un ghiozdanel. N-avem nimic bun acolo. Nu, nu-i nimic bun acolo. Tatăi faci lucru. Doamne, doamne, ce frumoasă ești, domnișoară! Ai întrebat-o pe domnișoara, mami, cum îl cheamă pe căluțul tău? Geo-l cheamă? O, oh, ce nume frumos are! Îți place? Nu prea încântată, chiar. Da. Aproape că l-a tot somn. De somn? Îți place? Care-i primul? După ce Sofi s-a plimbat cu căluții și poneiul, acum face o pauză și am mers la tiroliană. A fost o experiență foarte, foarte drăguță. Vă recomandăm și voi. Mai găsiți aici până pe 23 decembrie.